cel care avea să vină. Și cine este Mesia? Mesia este conducătorul militar al evreilor. Bun, și atunci a spus, dacă Mesia este conducătorul militar al evreilor și dacă el este mai mare decât mine și dacă el va intra doar prin poarta de aur, atunci această poartă o voi zidi. Și vedem acea poartă care este poarta de acces, care este zidită. Chiar acolo în mijlocul zidului este o poartă care este zidită. Mai mult decât atât, consilierii săi i-au spus lui Suleiman Magnificul că Mesia niciodată nu va trece printr-un cimitir. El nu va, tradiția evreiască spune că morții sunt spurcați, trupurile celor decedați sunt spurcate. Și atunci Mesia nu are cum să treacă pe lângă ceva spurcat. Și atunci au spus, foarte bine, ca să fim siguri că nu va mai veni Mesia, o să construim și un cimitir musulman la intrarea prin poarta de aur. Ierusalimul astăzi, în afară de această poartă, are mai multe porți de acces. O poartă care se află în apropiere de poarta zidului plăgerii se numește poarta gunoaielor. Următoarea poartă este poarta Sion. Următoarea poartă este poarta Jaffa, pe lângă care noi am trecut aseară. Următoarea poartă, care se află în zona nord-estică, este poarta Damasc. Normal, pentru că în acea direcție este Damascul, de unde veneau foarte mulți comercianți. Următoarea poartă este poarta Florilor. Următoarea poartă este poarta lui Irod. Următoarea poartă este poarta Sfântului Ștefan sau poarta Leilor. Pe acolo, pe unde vom intra și noi, când vom procede pe drumul crucii. Aceste porți, în afară de poarta de aur, sunt folosite și astăzi pentru accesul în cetatea sfântă. Ele comunică între ele, nu sunt păzite, nu sunt închise, dar întotdeauna au avut un rol în diferitele evenimente prin care a trecut cetatea sfântă. Ierusalimul, așa cum îl vedem noi, nu mai are nicio legătură cu Ierusalimul din timpul Mântuitorului. Dacă era o cetate în care existau câteva case, câțiva locuitori, toți ceilalți locuind în afara cetății vechi, astăzi Ierusalimul în interior, așa cum vedeți, este un conglomerat de clădiri, majoritatea dintre ele aparținând arabilor. În interiorul cetății sfinte locuiesc în proporție de 70% arabi, musulmani. 20% sunt creștini, creștini care la rândul lor suntem de mai multe naționalități, români, armeni, copți din Egipt, ruși, catolici și foarte puțini evrei. Cartierul evreiesc este doar în partea stângă a muntelui Sionului. Vom trece și noi prin acest cartier atunci când vom merge la zidul plângerii. Așa cum am spus, zidul plângerii este un loc sacru pentru evrei în lipsa templului din Ierusalim, loc ce le amintește de suferința pe care acest popor a avut-o de-a lungul timpului datorită diferitelor ocupații pe care ei le-au avut. Așa cum spuneam, în fața noastră, coborând muntele Măslinilor, se află Valea Chedronului, sau locul unde va avea loc judecata de apoi. Judecata de apoi, care va avea, bineînțeles, loc la sfârșitul lumii și încă la sfârșitul pământului, atunci când fiecare dintre noi vom învia un trup nou și va fi un cer nou. În această vale a Chedronului se află și locul unde a fost martirizat Sfântul Arhidiacon Ștefan, dar și locul unde a fost îngropat trupul Sfintei Fecioare Maria după ce a adormit pe muntele Sion, acolo unde locuia, unde era casa ei. Faptul că în această zonă existau încă din timpul Mântuitorului mai multe morminte este confirmat și de mormintele primilor creștini care au fost descoperite în această zonă în primele 3-4 veacuri și atunci când vom intra în Biserica Dominus Flavin sau Domnul Aplâns în partea dreaptă, imediat în partea dreaptă vom putea să observăm felul în care erau
construite aceste morminte, nu, cei decedați nu erau puși în mormânt de sus în jos, așa cum se întâmplă în vremurile noastre, ci pentru că ele erau săpate în stâncă, erau puși ca și cum ar fi băgați într-un cuptor. Și atunci când ne amintim despre femeile mironosițe care au venit la mormântul Mântuitorului pentru a unge trupul cu miresme, ele se întrebau cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului. Această piatră care se punea la poarta, la închiderea fiecărui mormânt, nu era o piatră oarecare. Era o piatră în formă circulară, care era o piatră în formă circulară care se așeza în fața Sfântului Mormânt și ea nu se închidea prin rotire, ci se închidea printr-un sistem de pene care în momentul în care ea era împinsă, practic devenea imposibil să o mai dai la o parte. De aceea, atât în cazul învierii lui Lazar, dar mai ales în ceea ce privește mormântul Mântuitorului, femeile mironosițe la mormântul lui Lazar, Iisus a spus bărbaților să dea piatra la o parte. Dar în cazul Mântuitorului, femeile mironosițe au găsit piatra dată la o parte. Și singura modalitate prin care putea fi dată o piatră la o parte era fie împingerea din interior a acesteia, deci practic cel care era înăuntru era singurul care putea să o deschidă din interior către exterior, sau bărbați foarte puternici care să folosească niște contrapene în așa fel încât să rupă pana care bloca acea piatră. De aceea aceste două minuni pe care Mântuitorul le-a săvârșit, una în ceea ce privește învierea lui Lazar și cea de-a doua, mormântul gol pe care l-au găsit femeile mironosițe, au avut un atât de mare impact asupra oamenilor, pentru că ei știau că este imposibil să muți acea piatră de la care străjuia un mormânt. Faptul că s-a întâmplat acest lucru, faptul în sine că acea piatră a fost mutată, era o minune. Și de aceea, mai mari evreilor, dacă vă amintiți, când s-au dus la Pilat și au spus ce vom spune celor care ne vor întreba și vor vedea mormântul lui gol, au spus, vom spune că ucenicii lui i-au furat trupul. Pentru că altfel era inexplicabil cum cineva putea să dea la o parte acea piatră care efectiv se bloca la ușa fiecărui mormânt și îl străjuia. Așadar, această zonă a Muntelui Măslinilor a fost cunoscută încă din primele veacuri ca loc de înmormântare atât pentru creștini, cât și pentru evrei. Și când vom coborâ către grădina Ghețimanii și apoi către mormântul Maicii Domnului, vom avea ocazia să vedem unde era nivelul băii Chedronului în timpul lui Iisus, la 100 de ani după, la 70 de ani după moartea lui Iisus, atunci când a murit și Maica Domnului, aproximativ. Noi ne vom continua drumul acum, vom merge în Biserica Dominus Flavit. Îmi este greu să cred că vom putea intra în biserică. Biserica este una foarte mică, însă este construită după proiectul aceluiași Antonio Barluzzi, care a construit și biserica de pe Muntele Fericirilor. Dacă acolo era vorba de un octogon, aici este vorba de un pătrat. În colțurile fiecăruia Barluzzi a construit din piatră niște lacuri. De ce? Dominus Flavit înseamnă Domnul a plâns. Și la ce se referă acest moment al plângerii lui Iisus? Se referă la momentul în care El venind din Betania, pentru că din sâmbăta în care l-a înviat pe Lazar, până în joia care a fost vândut de Iuda și prins de către soldații romani și mai marii Sinedrului, El în fiecare zi venea din Betania la templu și apoi se întorcea și dormea în Betania în casa lui Lazar. Într-una din aceste zile, când El se îndrepta către cetatea Ierusalimului, femeile care mergeau în jurul Lui, știind și aflând de la conaționalilor că Iisus este vânat și că urmează să fie prins și urmează să fie condamnat de către autoritățile iudaice, au început să plângă. Au început să-L plângă pentru suferința care urma să îi se întâmple. Iar Mântuitorul le-a zis, nu mă plângeți pe mine, fiice ale Ierusalimului, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri.
și privind către templul din Ierusalim, pentru că nu va rămâne piatră pe piatră până când toate aceste frumuseți ale Ierusalimului din timpul Mântuitorului nu vor fi distruse. Profeție care s-a întâmplat în anul 71, așa cum am spus, când în timpul celei de-a doua răscoale iudaice, romanii au pârjolit în totalitate, au distrus în totalitate tot ceea ce a existat în Ierusalimul anilor 70 de după Hristos. După grădina, după Biserica Dominus Flavit, vom vedea Biserica Mariei Magdalena. Este o biserică ortodoxă rusească. Nu întotdeauna avem posibilitatea să intrăm în această biserică și să ne închinăm, dar dacă vom putea să facem acest lucru, o să intrăm. Este o biserică construită de sora ultimului țar, Nicolae al III-lea al Rusiei. Sora Maica Vladimira, sora ultimului țar al Rusiei, a venit la locurile sfinte pentru a se închina Mântuitorului. Biserica rusă este împărțită astăzi în două. Biserica rusă, cea care a fost prigonită de către comuniști, de către bolșevici, și care a rezistat în clandestinitate, și Biserica rusă care a trăit în timpul bolșevicilor, comportându-se, ca să nu spun altfel, după niște reguli stabilite și de aceștia. Între cele două biserici există un oarecare antagonism. Actualul președinte al Rusiei încearcă să domolească puțin spiritele, dând și unora și altora câte puțin dreptate, sperând că astfel se vor unifica gândurile spre o pace, spre folosul Bisericii Ortodoxe Ruse.